Bună ziua, mulțumesc cetățeni. Conferința de preț de astăzi este prejuită zilei agricultorului, care este sărbătorită din 1994 în fiecare an, în ultima duminică din luna noiembrie. Astăzi sărbătorim a 28-a aniversare a zilei lucrătorului în agricultură și industria prelucrătoare. La mulți ani tuturor, și această conferință de presă este dedicată acestei frumoase și extrem de importante zile din a oamenilor din Republica Moldova. Mulțumesc, cetățeni! Evident că agricultura este o ramură extrem de importantă pentru economia națională și măcar trecută prin prisma următoarelor cifre. În agricultură, în fiecare zi, sunt antrenați peste 21% din populația aptă de muncă. Agricultura contribuie la PIB-ul național cu 20% din valoarea totală și peste 40% din valoarea exporturilor din Republica Moldova se datorează produselor agricole și agroalimentare. Din aceste cifre reiesă și importanța extrem și extrem de mare. Mai mult ca atât, noi înțelegem că agricultura este ramura cu cel mai mare cu posibilitate de dezvoltare pe dimensiunea industrializării, evident că la scară mică în cazul Republicii Moldova, dar iarăși noi suntem o țară astăzi producătoare de materie primă care are potențial enorm de mare de a produce și produse agroalimentare de o înaltă valoare din această materie primă. Anul 2022, mulți stimați agricultori, a fost un an cu un cumul de factori extrem de negativi, eu aș numi un cumul de crize care s-au venit unul după altul, una criză una după alta, formând un conglomerat de crize. Vorbim evident de la bun început despre criza pandemică și consecințele crizei pandemice. Din toamna anului trecut, la aceste consecințe s-a adăugat criza prețurilor la produsele petroliere și produsele energetice, vorbim despre motorină, energie electrică, prețurile la gaz, care au început să crească într-un mod galopant, după care a venit prețurile la inputuri, iarăși cu sute de procente majorări, războiul din anul curent, din luna februarie, după care a urmat seceta din această vară, în unele raioane nimicind în proporții de 100% culturi, cum ar fi porumbul, vorbim despre raioane ca Ștefan Vodă, Căușeni, Basarabeasca, Vulcănești, din sudul Republicii Moldova. Și de parcă nu era suficient de gravă situația pe dimensiunea agrară, la toate au mai venit și consecințele embargoului la exporturile de fructe din luna august impus de Federația Rusă pentru producătorii de pomicultură și producție vegetală din Republica Moldova. Începând cu luna septembrie, datorită distrugerii de lanțuri de comerciale și a căilor logistice prin Republica Moldova pe coridoarele solidarității și Republica Moldova și agricultorii din Moldova și toată populația este extrem de solidară cu poporul ucrainean, trec traseile la foarte multe exporturi de produse agricole din Ucraina și lucrul ăsta au creat și rânduri la vamă și prăbușirea prețurilor în bazinul Mării Negre, care per total duc la o situație în bazinul Mării Negre destul de grea și foarte cu multe consecințe nefaste pentru agricultorii din Moldova. Evident că în toate aceste situații guvernul a întreprins un șir de măsuri pentru că toată lumea este foarte conștientă de importanța agriculturii și în mod deosebit s-au luat măsuri economice care în consecință trebuie să aducă la dezvoltarea durabilă a agriculturii. Pentru o dezvoltare, fără o dezvoltare durabilă a agriculturii din Republica Moldova, noi nu putem vorbi despre creșterea nivelului de viață sau cel puțin măcar menținerea nivelului de viață în localitățile rurale și menținerea populației și oprirea migrației populației din localitățile rurale. Unele dintre primele măsuri întreprinse de către guvern a fost majorarea fondului de subvenționare pentru agricultură anul curent, în premieră, până la 1.750.000.000 de lei.
bani care practic au venit ca o salvare în ceea ce privește modul în care este subvenționată agricultura din Republica Moldova și au venit de mare și mare ajutor pentru producătorii agricoli din Republica Moldova. Evident că cu schimbarea drumurilor și căilor de export, noi vorbim și despre penetrarea unor noi piețe pentru promovarea și vânzarea produselor agroalimentare din Republica Moldova. Pe această dimensiune, Ministerul Agriculturii, susținut plenar de către Ministerul de Externe, au reanimat o dimensiune extrem de importantă, așa numită diplomație economică, prin intermediul căruia noi am majorat de sute de ori exporturile de produse pomicole, spre exemplu, în Uniunea Europeană. În comparație, în 2021, noi am exportat miere în Uniunea Europeană în cantitate de 1.100.000 de tone, aproximativ, și în 2022, până la etapa actuală, avem peste 10.000 de tone de miere exportate deja. Și asta totul se datorează lucrului depus de către asociațiile de producători în combinație cu diplomații Republicii Moldova. Suntem în negocieri avansate cu Egiptul pentru exportul produselor și iarăși pe această cale aș vrea să mulțumesc și ambasadorului Republicii Moldova în Turcia, care s-a implicat plenar în promovarea producției agroalimentare și pomicole în Egipt. Camerele de Comerț a Republicii Moldova, care este alături de asociațiile de agricultori, și vreau să vă spun pe această cale că începând cu luna octombrie-noiembrie, noi deja avem primele exporturi făcute de miere în Egipt pe cale maritimă. Lucru care nu poate să nu ne bucure și este evident rezultatul muncii depuse de către agricultori, Camera de Comerț și mediul diplomatic din Republica Moldova. Evident că Ministerul Agriculturii împreună cu VAMA Republicii Moldova, susținut de VAMA din România, au reușit într-un timp record să creeze la VAMA dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană așa numitele coridoare verzi, la cererea agricultorilor care exportă din Moldova, începând cu luna mai, foarte multe produse ușor perisabile și care stăteau zile în șir cu consum foarte mare energetic în vămile din Republica Moldova. Astăzi noi avem garantat trecerea prin aceste vămi în 4, maxim 6 ore, lucru care nu poate fi decât apreciat de către toți agricultorii din Moldova. Vorbim și despre faptul că în urma discuțiilor avute pe platforma ministerială cu companiile care se ocupă de exportul de produse agricole din Republica Moldova, s-a luat decizia punerii în aplicare a legii din 2017 și anume acea lege prevedea eliminarea certificatului fitosanitare pentru produsele agricole destinate procesării în țări ca Uniunea Europeană și asta a redus practic cu sute și de ordinul miilor numărul certificate fitosanitare eliberate pentru producătorii noștri agricoli care exportau produse gen grâu, porumb, rapiță, floarea soarelui în țări membre a Uniunii Europene. Și iarăși lucrurile acestea au fost făcute datorită implicării ANSA, cu lucrări între minister, ANSA, reprezentanții vămii din Republica Moldova, într-un timp foarte și foarte scurt, toate făcute pentru agricultorii din Republica Moldova și înlesnirea și facilitarea exporturilor din Republica Moldova. În luna august, Ministerul Agriculturii a fost implicat într-un proces și printr-o decizie a CSE-ului a fost facilitat accesul agricultorilor la primirea autorizației de la folosirea apelor pentru irigare. S-a luat decizia de eliberare a acestor autorizații timp de 5 zile, lucru care era destul de îngreunat parcursul la mai mulți ani. Evident că deciziile CSE se vor regăsi ulterior în legi care vor fi trecute prin Parlament pentru a menține acest cadru facilitar pentru agricultorii din Moldova. În această toamnă s-a depus eforturi maxime pentru extinderea perioadei de depunere a dosarelor la IPA de pe 31.4, ca toți agricultorii din Republica Moldova care au făcut investiții în acest an să reușească să-și depună dosarele în timp util și în timp extins.
Pe această cale vreau să vă spun că până la etapa actuală avem 10.800 de dosare care însumează o sumă mai mare de 1,7 miliarde de lei și în consecință această sumă, dacă o luăm în metodă matematică, ar vorbi despre o investiție de aproximativ 5,8 miliarde de lei făcute de către agricultori din Republica Moldova în această perioadă. Lucru care nu poate să nu ne bucure, vorbim despre investiții directe făcute de către agricultori din Republica Moldova în agricultură, evident, o ramură importantă a economiei noastre naționale. Mulți stimați agricultori, totodată a fost demarat un amplu proces de reorganizare a Ministerului. Noi vorbim despre consolidarea Ministerului și crearea de noi subdiviziuni. A fost creată Direcția Industriei Alimentare în cadrul Ministerului. Noi vorbim despre crearea unui serviciu de hidroameliorație, formăm crearea unui serviciu pentru analiza prețurilor și piețelor, pentru că noi astăzi, când vorbim despre agricultori și producători din Republica Moldova, noi vedem deja inclus în procesul concurențial local, regional, inclusiv și global. Și din acest considerent, noi la nivel de minister trebuie să avem un serviciu care monitorizează din aproape, conform tuturor criteriilor, formarea prețurilor, tendințele de piață, tendințele de cerere a produselor, ca să putem veni pentru a informa pe agricultorii noștri cu informație utilă ce sămânăm, ce producem, ce procesăm, să aibă răspunsul la aceste întrebări agricultorii. Lucrul acesta îi va ajuta să ia decizii mult mai bune și să devină mult și mult mai profitabile. Între timp, noi evident că lucrăm la perfecționarea cadrului normativ, lucrăm la acte legislative care ar îmbunătăți modul prin care sunt subvenționați agricultorii. Astăzi avem legea 276 și toți agricultorii știu despre ce lege este vorba, într-un amplu proces de dezvoltare, în baza căreia noi vom trece la o altă etapă de subvenționare a agricultorilor. Formăm și consolidăm cadrul de politici aferent segmentului agroalimentar prin aprobarea unor documente de politici strategice. La guvern a fost susținută și deja avem strategia garantării securității alimentare a Republicii Moldova. Urmează strategia dezvoltării segmentului agricol pentru 22-23. Evident că ele sunt documente extrem de importante care și arată direcțiile de dezvoltare ulterioară a agriculturii din Republica Moldova și procesul de dezvoltare agriculturii prin dimensiune de subvenționare și investiții din partea statului. La nivel de minister și guvern ne ocupăm de penetrarea noilor piețe și dezvoltarea de noi relații economice și comerciale a Republicii Moldova cu celelalte state. Și noi aici vorbim despre toate patru părți ale globului pentru că avem interesul de a promova produsele noastre de calitate și de a crea posibilități producătorilor din Republica Moldova să-și vândă produsele în piețele care sunt, pe piețele care sunt cele mai atrăgătoare pentru ei și le oferă cele mai bune prețuri. Evident că promovăm produsele din Republica Moldova în plan internațional, dar și susținem promovarea acestor produse în plan național, pentru că avem programe de susținere pe interior la procesele de vânzare și promovăm produsele noastre pe piața noastră internă. Avem programe în această lege 276 și unele dintre ele sunt aplicabile prin fondul care îl deține Ministerul la IPA pentru susținerea tinerilor fermieri, a femeilor, a persoanelor care revin din străinătate pentru emigranți. Avem programe de startup de susținere a acestor tipuri de agricultori. Punem și un accent foarte mare pentru perioada următoare pe dezvoltarea sistemelor de irigație. Ultimii ani ne demonstrează că seceta se repetă odată la 2-3 ani și
investițiile făcute de agricultori nu se răscumpără din cauza acestor evenimente naturale. Și în acest considerent, astăzi la Ministerul Agriculturii este pe ultima 100 de metri un proiect de împrumut de 55 de milioane de la banca, milioane de dolari de la Banca Mondială, care este împărțit în felul următor. 5 milioane vor merge pentru dezvoltarea și consolidarea și fortificarea AIPA și ANSA, 25 de milioane au destinație în mod special pentru dezvoltarea și reabilitarea sistemelor de irigare. Și pe această cale vreau să spun agricultorilor că noi am fost în inspecție în sud-est, sud-vest și nordul Republicii Moldova. Am fost în Ștefan Vodă, Briceni și Ietulia și Alexandru Iancuza, sunt două raioane din sudul Republicii Moldova, două localități din două raioane diferite din sudul Republicii Moldova. Scrisoarea pentru a susține aceste trei locații și sisteme de irigare reabilitare lor de către mine a fost semnată luni și înaintat spre Banca Mondială și s-a pornit un proces. Așteptăm răspunsul de la Banca Mondială pentru confirmare. Aceste trei locații, aceste trei sisteme de irigare aveau încă de pe perioada proiectului compact, aveau studii de fizabilitate și proiect, lucru care au de aia și-au facilitat și au beneficiat în primul rând de către aceste posibilități de a fi astăzi în primul rând reabilitați. Vorbim despre relansarea pe viitor a segmentului de producere a materialului semincer. Astăzi în Republica Moldova sunt două institute, vorbim de Institutul de Selecție de la Bălți și Porumbeni de sub Chișinău, ambele cu un potențial neexploatat la justa lor valoare științific, cu material semincer de o calitate deosebită și evident că vom începe promovarea acestor două instituții și în materie de producere la scară largă a materialului semincer pentru a fi promovat la export acest material semincer, pentru că noi avem alături România și Ucraina, care la fel ar beneficia foarte mult de rezultatele muncii a instituțiilor noastre în materie de producere a materialului semincer rezistent la secetă. Vorbim despre regiuni foarte apropiate geografic de noi, care la fel se confruntă cu secetă practic odată la 2 ani de zile. Vorbim la fel de mult și despre segmentul zootehnic. Din suma de 55 de milioane de dolari, 25 de milioane sunt pentru sectorul zootehnic. Aici noi vorbim despre modernizarea exploatațiilor zootehnici, vorbim despre majorarea șaptelului de animale, sporirea competitivităților în fermele zootehnice. Vom avea un amplu proces de dezvoltare a acestui segment, extrem de important. La fel, pentru anul 2023, conform regulamentului de la Ministerul Agriculturii, când vorbim despre vacile de lapte și crescătorii de vaci de lapte, se va trece la subvenționarea de la cap pe animal la litru de lapte în bază de factori fiscale. Regulamentul deja a fost discutat în mare măsură cu asociațiile producătorilor, lucru care nu face nimic altceva decât a-i susține pe agricultorii din Republica Moldova, care dezvoltă această ramură extrem și extrem de importantă și care garantează într-un mod sporit securitatea alimentară, pentru că noi cunoaștem că marea majoritate a populației, chiar și de vârsta a treia, sunt consumatori de produse lactate, care este un aport foarte bun de energie pentru aceste persoane. Noi, la fel, prin intermediul Ministerului Agriculturii, promovăm echipamentele, inovațiile, tehnologiile, noile tehnologii în materie de prelucrare a solului, noile tehnologii în procesele de procesare, păstrare, sistemele de post-recoltare, sistemele de depozitare. Aceste cuvinte care le spun acum sunt ca și direcții de dezvoltare a agriculturii noastre, pentru că aceste cuvinte în final, când ajung să fie aplicate în practică și se realizează prin proiecte de construcție sau de reconstrucție a sistemelor de depozitare, a liniilor de procesare, aduc plus valoare înaltă și agricultorilor din Republica Moldova și noi trebuie să avem ca obiectiv și avem ca obiectiv împreună cu agricultorii din Moldova să trecem agricultura noastră de la o agricultură axată pe producerea de materie primă la o agricultură axată pe și procesarea materiei prime, ca să avem plus valoare, lucru care o să permită agricultorilor să câștige mai mulți bani, ceea ce va atrage după sine majorarea salariilor pe această dimensiune și multe, multe alte lucruri pozitive. La final, mulți stimați agricultori!
Tot despre ce vorbesc eu în această conferință este posibil de înfăptuit numai dacă agricultorii, voi, fermierii, asociați în asociații de producători agricoli sau fiecare dintre voi separat, o să fiți alături de Ministerul Agriculturii în procesul de implementare, pentru că toate aceste programe sunt însuflețite sau născute din cerințele și problemele cu care voi vă ciocniți zilnic și vin să repare, să rezolve, să dezvolte acest segment. În acest considerent și pe această cale eu vreau să vă mulțumesc foarte mult că de-a lungul ultimilor luni sunteți alături. Avem un dialog construit, din punctul meu de vedere, foarte eficient. De fiecare dată veniți cu lucruri importante, cu lucruri pertinente, de care Ministerul Agriculturii de fiecare dată ține cont și ne permite nouă să fim eficienți în procesul de elaborare a strategiilor de dezvoltare a agriculturii și vreau să vă mulțumesc pe această cale. Evident că agricultura din Republica Moldova are un mare noroc și de susținerea partenerilor de dezvoltare a noastră, a țării noastre, a dimensiunii noastre agrare. Aici noi vorbim despre Uniunea Europeană cu aportul lor financiar, logistic și cu experiența lor extrem de bogată. Vorbim de Statele Unite ale Americii prin programul USAID, care de-a lungul anilor au investit enorm de mult experiență și bani în susținerea dezvoltării pomiculturii, crescătorilor de struguri și a procesatorilor de struguri, a vinificației din Republica Moldova. Evident că vorbim despre România, care de-a lungul anilor întotdeauna a fost un partener extrem și extrem de important în procesul de dezvoltare a agricultorilor din Republica Moldova. Și mulți stimați agricultori, vreau să spun că Ministerul și Guvernul conștientizează necesitatea sporirii imunității și rezilienții sectorului agricol la factorii de risc și noi punem un foarte mare accent pe dezvoltarea economică a țării Republicii Moldova prin prisma dezvoltării agriculturii ca o ramură de bază. La final vreau să vă doresc la toți o toamnă așa cum o avem astăzi ploioasă, o iarnă plină de zăpadă, la toată lumea multă, multă sănătate, succes și să ne auzim numai de bine. Vă mulțumesc frumos! Spuneți-mi, domnule ministru, în contextul strategiei naționale de irigare pentru 2030, la care ați lucrat și dumneavoastră fiind în Parlament, ce se va întâmpla cu acest document? Va fi unul separat sau va fi o parte componentă a strategiei naționale de dezvoltare în sectorul agrar? De ce nu este promovat, acest document destul de important? Să știți că noi aplicăm unele prevederi din acel document care, din punctul meu de vedere, constituia o analiză profundă a situației actuale a sistemelor de irigare din Republica Moldova. Noi luăm partea de analiză care a fost făcută, dar astăzi Ministerul Agriculturii, atunci când vorbește despre restabilirea sistemelor de irigare, se bazează mai mult pe niște lucruri care țin în primul rând de Asociația Utilizatorilor de Apă. Deci noi mergem spre agricultori, agricultorii care au conștientizat importanța apei și sunt gata să investească alături de stat în procesul de restabilire. Pentru că toată Republica Moldova avea în 1991 300.000 de hectare suprafață irigată cu sisteme pentru acel moment de ultima generație, tehnologii avansate în sistemele de irigare, care au fost nimiciți și distruse pe de o parte de stat, pe de altă parte de către cetățeni de-a lungul acestor ani, neconștientizând valoarea și importanța acestor sisteme de irigare. Și ca să nu ajungem în aceeași etapă ulterior după ce statul investește bani și restabilește, noi mergem și investim alături de cetățeni. Nu în loc, dar alături de. Pentru că după restabilirea sistemelor de irigare, ele sunt transmise încomodat agricultorilor. Sau mai bine zis, agricultorilor care sunt asociați în Asociația Utilizatorilor de Apă și care sunt gata să investească și ei partea lor de bani, pentru că după darea în exploatare și după punerea în funcțiune a unui sistem de irigare, el evident că trebuie întreținut, îngrijit
Și lucrul ăsta tot îl poate face în exclusivitate, în modul cel mai bun, domeniul privat și noi vorbim despre Asociația Utilizatorilor de Apă. Din acest considerent, la nivel de minister, s-a luat decizia de mers pe ideea investiției din partea statului în sisteme de irigare și reabilitarea lor, numai în zonele unde sunt aceste asociații și cel mai important lucru, ele trebuie să fie viabile, adevărate, care se cuprind un număr mare de agenți economici, gata să investească alături de stat în procesul de reabilitare a sistemelor de irigare. Spuneți, ce se va întâmpla cu când va veni această strategie națională de dezvoltare agricolă? Urmează să elaborați acest document? Acest document este elaborat, urmează să fie susținut în ședința de guvern. Pentru anul acesta avem 1.750.000.000. Se discută acum politica bugetară fiscală. Am înțeles prin undeva că acest fond ar fi în diminuare la 1.500.000.000. Nu, el nu va fi în... Deci anul 2022 fondul a fost de 1.500.000.000. La rectificarea bugetară s-a luat decizia de suplinit acest. Deci el va fi același de 1.500.000.000, cum a fost în 2022 la data din 1 ianuarie. Și evident că dacă vor fi rectificări și situația economică din Republica Moldova va permite, la următoarea rectificare bugetară din primăvară, el va fi suplinit la fel. Că guvernul este axat pe susținerea agricultorilor și toată lumea înțelege importanța acestor bani care au fost oferiți Ministerului Agriculturii și agricultorilor prin intermediul AIPA. Deci el rămâne la fel, 1.500.000.000. Tot vreau să continui întrebarea colegului referitor la această majorare pe care noi ne-am bucurat de altfel la începutul anului. Vreau să vă întreb, pentru că unii poate că încă n-au depus pentru... Dar cei care au depus, eu știu că există și anumite datorii. Adică guvernul ia în calcul cum o să procedeze. Ce fel de datorii? Datorii neachitate. Deci la data din 1 ianuarie 2022, la IPA erau fără acoperire 835 de milioane de lei. A, deci nu erau atât de... 835 de milioane de lei. Guvernul a dat în acest an 1.750.000.000 de lei. Atunci când se va trage linia, la data din 1 ianuarie 2023, vom vedea care va fi suma. Dar eu vreau să spun că datoriile se adună și se acumulează datorită faptului că sistemul de subvenționare în Republica Moldova este post-investițional. Adică, practic, toată lumea de tot anul face investiții, după care depune la subvenționare. Și din punctul meu de vedere sunt unicile datorii ale statului care sunt cu conotație pozitivă. Adică cifra aceasta de datorii majore semnifică în realitate investiții foarte mari făcute de către agricultori în economia noastră națională. Și evident că bugetul Republicii Moldova, dacă nu era lovit de atâtea probleme cum ar fi criza energetică, și dacă nu erau din partea statului atât de multe investiții în compensarea pierderilor și cheltuielilor care le au cetățenii din Republica Moldova și noi vorbim de peste 4 miliarde de lei subvenții făcute direct, compensări făcute directe de către guvern pentru iarna 21-22, noi vorbim de un pachet de compensări și subvenții de peste 5 miliarde deja calculat și preconizat în bugetul nostru pentru compensarea pentru iarna 22-23, evident că vorbeam și cu totul alt tip de cifre și pentru fondul de subvenționare în agricultură. Ați menționat despre zootehnie și este foarte bine pentru că știu că ați avut ședințe cu reprezentanții domeniului. Care a fost reacția? Pentru că am înțeles că sunt și reacții mai puțin pozitive când s-a trecut de la per cap de animal la litru de lapte. Nu prea am văzut reacții negative, am văzut numai reacții pozitive. Fondul de subvenționare vine să subvenționeze și să investească în agricultorii care sunt axați pe performanță. Eu vreau să vă spun că ideea de a plăti pe cap de animal a fost una foarte bună, care în consecință a dus la o majorare a numărului de animale întreținute în condiții de fermă. Și noi vorbim de o creștere de la 5.100 de animale la 1 ianuarie 2021 la
număr de 16.400 la data din 1 septembrie anul curent. Deci după 2 ani de subvenții pe cap de animal, practic noi am avut o creștere considerabilă de număr de animale, dar din păcate nu a fost o creștere și calitativă. Adică crescând de 3 ori cifra de animale întreținute și crescute în condiții de fermă, noi nu am avut o creștere de 3 ori a cantității de lapte produsă în aceleași ferme, dar a fost nesemnificativă creșterea, comparativ cu creșterea numărului de animale. Și din acest considerent s-a luat decizia de a trece la litru de lapte în bază de factură fiscală, plăți făcute la litru de lapte producătorului care livrează laptele. Ca să fie foarte clar pentru celelalte categorii de crescători de animale care se ocupă încă cu ovine și caprine, în anul 2023 va fi pe cap de animal în continuare la ovine și caprine, nu se va trece la o altă formă ca să nu avem alte tipuri de discuții. Okay. Și mai mult ca atât, în cadrul fermelor, pentru juncile în primii 2 ani, noi vorbim de ferme de producere de lapte, până la prima fătare, evident că aceste animale vor fi subvenționate pe cap de animal. Ca fiecare fermă să aibă posibilitatea să cumpere furaje și să întrețină aceste animale care încă n-au intrat în procesul de producere. Ați menționat despre faptul că noi avem mai multă materie primă, adică obținută în domeniul agricol, deși s-ar tinde spre industria alimentară, da? Dezvoltarea industriei alimentare. Ați menționat lucrul ăsta în discurs, da. Și vreau să înțeleg pe ce se pornește dezvoltarea sau pe care sunt prioritățile pentru a dezvolta industria alimentară. Oi, măcar cel puțin să destulăm. Știți, Ministerul Agriculturii este ministerul care garantează securitatea alimentară în Republica Moldova și criza din COVID, criza COVID-ului, atunci când toate țările și-au închis hotarele, s-au oprit exporturile, s-au întrerupt toate căile logistice, fiecare țară a rămas cu tot ce producea acasă. Și atunci au ieșit la suprafață foarte multe probleme, de genul că noi nu avem suficientă cantitate de aceleași produse de paste, noi suntem țară net importatoare de crupe, în ciuda faptului că producem toată gama de materii prime din care noi am putea produce aceste crupe, dar noi le importăm sau producem în cantități foarte mici. Evident că producem și făină, că tot într-o conferință de presă am spus că noi nu producem făină de mălaie, noi producem mălaie și de o calitate foarte bună, am cumpărat de la o expoziție, dar iarăși suntem și importatori de acest produs și eu aș vrea ca noi să fim exportatori de acest produs. În primul rând pentru că avem materie primă foarte și foarte multă. În al doilea rând pentru că avem porumb de o calitate deosebită care s-ar preta pentru producerea de mălaie și noi am putea fi mari exportatori de acest produs. Dar urmează să convingem producătorii noștri agricole ca să treacă la următoarea etapă și următoarea etapă este de la producerea de materie primă și exportul ei în formă brută, este la trecerea la produse, la procesarea produselor agricole, ceea ce o să le permită să fie mult și mult mai avuți și bogați. E vorba de investiții, pentru că... Da, noi avem la Ministerul Economiei s-a creat fondul ODA, care vine să susțină agricultorii și agricultorii în mod deosebit, care vor să treacă la nivel de procesare. Noi avem proiectul Facem, iarăși, care se finalizează, va fi un fond care va investi alături de inclusiv agricultorii care vor vrea să treacă în calitate de procesatori. Adică noi venim cu niște mecanisme la nivel de guvern foarte eficiente ca, din punct de vedere economic, ca un agricultor să vrea să treacă de la producător de producție primară la producție procesată. Spuneți-ne, tot în contextul în care se discută la ora actuală politica, proiectul politicii bugetare fiscale, producătorii agricoli au mai multe rezerve sau întrebări legate de aplicare TVA-ului. Și vă întreb ca ministru, când veți veni cu, să spunem așa, o unificare, un concept de claritate în ceea ce privește această aplicare diferențiată a TVA-ului, fie la procesare, fie pe lanță? Nu s-a discutat pentru anul 2023 să se vină la o... Ne-ați vorbit despre o cotă unică. Cotele aplicate în TVA vor rămâne aceleași.
Dar, în schimb, din discuțiile avute la Ministerul de Finanțe, domnul Ministerul de Finanțe, și eu cred că aceasta este o noutate bună, din 2023 se va intra în vigoare legea TVA-ului autentic, adică pe ambele sensuri. Atunci când agentul economic are de plat, plătește, atunci când are de recuperat de la stat, statul îi va plăti banii înapoi, indiferent de faptul că a făcut export sau nu a făcut. Deci asta este legea TVA-ului în sine. Este o taxă valoare adăugată care întotdeauna funcționează în ambele sensuri. La etapa actuală, datorită faptului că legea este aplicată calcheat pe jumătate, această taxă a devenit ca o supraimpozitare, adică practic și nu e vorba numai de agricultori, este vorba despre toată economia națională, este o supraimpozitare cu 20%, bani care în majoritatea cazurilor undeva stau într-un cont, fără mari posibilități de a fi folosit de către agentul economic, numai decât prin luări în cont atunci când are livrări mai multe. Dar, per total, eu sper că va reuși Ministerul Finanțelor să promoveze această lege, această politică fiscală prin Parlament și de la 1 ianuarie să intre în vigoare legea corectă de aplicare a TVA-ului în Republica Moldova. Și ea va avea un efect asupra procesatorilor, asupra... Ea va avea asupra tuturor, asupra vieții economice, pentru că TVA-ul este o taxă plătită de consumatorul final. Ea nu este o taxă plătită de către producător sau procesator, dar este întotdeauna de cumpărător. Dar în cazul în care legea funcționează complet, deci în ambele sensuri, cum am spus eu, în cazul în care ea funcționează cum este în Republica Moldova, ea este ca o impozitare directă, o supraimpozitare a producătorului din Republica Moldova cu încă 20 sau cu 8%, pentru că nu are tot mecanismul pus cap-coadă. Ați vorbit despre fondul de subvenționare care ar fi tot în joc de 1,5 miliarde da. Pentru anul viitor. Nu ar exista un risc ca mărimea fondului să corespundă cu restanțele de care ați vorbit din asta, pentru că sunt restanțe foarte mari. Să așteptăm data de 1 ianuarie să vedem care este suma totală de datorii. Dar vă repet, asta denotă, este unica cifră în toate datoriile care noi le ținem, care denotă investiții majore. Adică are și conotații pozitive în sine. Puteți să ne spuneți două, trei riscuri sau probleme cu care s-ar putea confrunta agricultorii anul viitor? Care ar fi cele, nu știu, două, trei, patru riscuri majore? Să ajungem până la anul viitor. Noi, în toamnă, la începutul toamnei, priveam cu foarte mult scepticism pentru că nu ploua, era o situație de semisecetă. Chiar dacă erau ploile, erau rare și nu erau pe tot teritoriul Republicii Moldova, exista riscul culturilor de toamnă. Slavă Domnului, astăzi noi avem a treia zi de ploi continuu pe tot teritoriul Republicii Moldova, la nord avem și zăpadă, deci riscul secetei din toamnă și faptul că culturile de toamnă se vor prinde, noi l-am depășit și în continuare... Sperăm foarte mult să termine cu războiul din țara vecină ca să-și iei viața economică, mersul ei pașnic, că de altfel, dacă va fi pace, eu cred că noi, împreună cu agricultorii, vom face față la toate problemele care vor putea să apară și mai mult ca atât, problemele trebuie să rezolvate pe măsură apariției lor. Mulțumesc și eu foarte mult pentru întrebări.